Am votat pentru copiii noștri, inclusiv pentru copiii mei, pentru severineni, pentru tineri, pentru un Severin puternic și un Severin mai bun. Am votat cu încredere pentru județul Mehedin și pentru fiecare comunitate din acest județ. Este important să dăm șansa fiecărui mehedințean să aibă parte de o dezvoltare durabilă, de o modernizare a județului nostru. Am fost astăzi la vot cu credința fermă, cu certitudinea că și municipiul Drobeta-Turnu-Severin poate lua drumul definitiv al dezvoltării economice. Am votat pentru ca orașul să redevină ceea ce a fost, un oraș cunoscut în România, frumos, curat, elegant. În primul rând pentru schimbare, în al doilea rând pentru stabilitate politică. Vreau să le spun vâlcenilor că singura promisiune pe care o fac și este o promisiune certă este faptul că vom avea un mandat, îmi voi duce mandatul până la capăt. Am votat pentru viitorul nostru, pentru viitorul copiilor noștri, am votat pentru dreptate, am votat pentru o zi mai bună, poate pentru a reuși să înțelegem că Râmnicu Vâlcea este un oraș corect și oamenii muncesc corect.